ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi face un tutorial pentru doamnele care lucrează în mărgeluțe. Așa cum am promis, voi face câteva ornamente pentru pomul de Crăciun. Acum vom învăța să lucrăm această steluță. Aceasta mai mică este realizată în mărgeluțe cu dimensiune de o jumătate de centimetru. Aceasta mai mare este realizată în mărgeluțe cu dimensiune de cu un diametru de un centimetru. Le-am făcut pe amândouă, în felul acesta dumneavoastră vedeți diferența dintre ele, diferența de mărime, însă pot fi lucrate și cu mărgeluțe mai micuțe. Eu astăzi vă voi arăta doar procedeul, modul în care se face și apoi la plăcerea dumneavoastră, în funcție de materialele de care dispuneți, veți putea lucra aceste mărgeluțe. Modelul în sine este foarte ușor. Vom avea nevoie, deci, de mărgeluțe pe care eu deja le-am pregătit aici. Voi da un pic mai deoparte lucrarea în sine. Apoi vom avea nevoie de acest fir de sârmă, firul care este foarte ușor de manevrat, firul este subțire. Vom avea nevoie eventual de un ac care să ne ajute să extragem un pic firul metalic unde întâmpinăm dificultăți. Și, bineînțeles, de un pic de răbdare și de un pic de atenție. Acum eu voi începe să lucrez. Voi pune pentru început un număr de 10 mărgeluțe pe acest fir metalic. Deci vor fi 10 mărgeluțe și acestea vor forma partea centrală a steluței. Deci 10 mărgeluțe. Am pus cele 10 mărgeluțe aici, după cum vedeți. Acum, cu capătul mai scurt al firului metalic, mă voi întoarce și voi trece prin toate cele 10. În felul acesta vom da stabilitate părții centrale, așa cum vă spuneam, pentru că acesta va fi mijlocul steluței. Și după aceea vom pleca către pașii următori pe care îi avem de făcut. Bineînțeles, este nevoie de un pic de răbdare, după cum vedeți, dar, așa cum spun întotdeauna, merită și răbdarea și efortul, pentru că rezultatele sunt cele pe care le vedeți. Și de aceea întotdeauna încerc să vin cu anumite tutoriale adresate mai ales doamnelor începătoare care doresc să învețe un pic din toate aceste lucruri pe care le cunosc și eu, pe care le-am învățat în timp, altele sunt lucruri noi pe care le învăț. Uitați-vă, dă un pic de probleme aici firul. De aceea am spus că este nevoie și de un ac care în anumite momente ne va ajuta să extragem acest fir. În cazul în care avem nevoie, vom mai trage un pic așa firul. Mai avem două mărgeluțe de filat și vom ajunge la capăt. Vedeți, dificultatea este că firul metalic se îndoaie, dar dacă am lucrat cu firul de plastic, steluța nu mai poate avea aceeași stabilitate, își va schimba forma, deci acel fir transparent îl putem folosi mai mult doar pentru a-l pune în brăduț.
După cum vedeți, am trecut cu firul prin toate cele 10 mărcele. Acum voi roti în felul acesta și acest capăt de fir îl voi lăsa deoparte, dedesubt, ascuns. Acum voi tăia cu aproximație în jur de 30-40 de centimetri de fir. Eu, chiar dacă am lăsat mai lung, am făcut-o doar pentru a fi mai ușor. Iar acum voi pune un număr de 4 mărgeluțe. Deci avem cele 4 mărgeluțe. În momentul în care am pus cele 4 mărgeluțe cu firul, mă voi întoarce în cea de-a doua mărgeluță. Pornind de la bază, va fi a treia. Pornind de sus, va fi cea de-a doua. Voi ieși cu firul și îl voi extrage. Încet, încet. Voi împinge mărgeluțele în jos, în modul în care să le dăm stabilitate. Voi trage bine firul, nu se întâmplă absolut nimic, uitați-vă, în felul acesta. Iar acum voi atașa alte două mărgeluțe. Începând din acest moment, voi pune două mărgeluțe, una, cea de-a doua. Eu sper să reușiți să vedeți. Acum, cu firul, nu voi intra aici în prima mărgeluță, voi intra în următoarea, în cea de-a doua. Voi intra doar prin ea. Doar prin ea. Aici este din nou un pic mai greu, dar așa cum vă spuneam, cu răbdare vom reuși. Avem firul aproape să reușim să-l prindem. Normal, aici ar fi bine să avem o pensetă. Eu fac cu ceea ce am la îndemână. Voi trage bine firul și uitați-vă că am realizat deja prima parte a stelei, prima rază. Acum din nou vom înfila cele 4 mărgeluțe. Deci repetăm în același mod. Vom veni cu ele până jos. Din nou mă voi întoarce din cea de-a doua, voi ieși afară prin ea. Ați văzut procedeul? Voi fi atentă aici să le aranjez bine. Voi trage de fir, nu se întâmplă nimic, firul nu se rupe. Așa, le-am fixat. Iar acum voi veni din nou cu cele două mărgeluțe. Și din nou voi sări această mărgeluță, voi intra în următoare, deci în cea de-a doua. Voi ieși tot prin cea de-a doua mărgeluță. Din nou aici vor fi un pic de probleme, însă, așa cum ați văzut, reușim să facem. Dacă avem răbdare, vom reuși. Cine poartă ochelari, poate să-și pună ochelarii. Așa, acum am ieșit mult mai ușor. Încet, încet mâna se dă. Pe parcurs ce lucrăm,
Neobișnuim, uitați-vă, cea de-a doua rază este deja gata. Continuăm în felul acesta. Am pus camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce fac. Sper să nu vă deranjeze faptul că se văd și mâinile, dar fără mâini nu se poate lucra. Și vom face exact așa cum ați văzut. Mă voi întoarce prin cea de-a doua mărgeluță. Voi ieși afară. Trag firul. Aranjez mărgeluțele cât mai bine posibil și firul cât mai bine strâns. Iar acum atașez celelalte, cred că aici am nevoie să mai trag un pic de fir. Așa. Tragem bine, 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 pentru că în alt mod steaua nu va sta cum trebuie. Așa. Am reușit să aranjăm și acesta. Cine are unghii ca și mine, să știți că le veți ruina, nicio problemă. Important este ca lucrul obținut să fie, rezultatul obținut să fie cât mai plăcut posibil. Din nou, cele două mărgeluțe, din nou voi sări o mărgeluță și voi intra cea de-a doua. Aici, din nou, cu atenție, vom avea un pic de probleme să ieșim, pentru că locul este strâmt, dar vedeți că reușim. Avem deja trei raze lucrate. Lucrăm următoarele două. Înșiruim din nou patru mărgeluțe. Le-am controlat mai întâi, pentru că nu toate au găurile perfecte. Cele patru mărgeluțe. Mă întorc prin cea de-a doua, voi ieși afară, trage firul cât mai mult posibil. Felul acesta, vedeți că încet, încet lucrând mâna se obișnuiește și prima steluță vă va fi poate un pic mai greu de lucrat, după aceea veți vedea că totul va decurge în mod normal. Din nou voi sări o mărgeluță, voi intra în cea de-a doua, voi încerca să ies exact prin ea. De aceea spuneam că uneori este nevoie și de ac pentru a reuși să extragem firul metalic, dar uitați-vă că am reușit și așa. Acum voi face ultima rază a acestei steluțe. Voi pune patru morgele. Din nou mă voi întoarce prin cea de-a doua. Voi încerca să strâng cât mai bine firul. Așa. Iar acum
Ultimele două mărgele cu care vom încheia și lucrarea. După cum vedeți, nu este ceva greu, însă este nevoie de foarte multă răbdare. Îndemânare acum știu că toate dintre dumneavoastră o aveți, lucrând diferite alte lucrări, cu siguranță aveți și îndemânare pentru a face aceste steluțe din mărgele. Din nou aici, un pic de răbdare, să putem ieși. Locul corect, ne aranjăm un pic firul când este nevoie. Sper că ies cu el undeva. Da, uitați-vă, este aici în spate, exact în locul corect. Acum voi întoarce din nou pe dos. Iau capătul de fir care mi-a rămas de la început și voi strânge bine, bine, voi roti bine în felul acesta. După care voi scurta cât mai aproape posibil de mărgeluțe, capătul de fir. Cu fărficuțul îl voi aranja într-un mod în care să nu se vadă. După cum vedeți, pentru tot tipul de lucrări am diverse tipuri de fărficuțe și de tot. Acum, steluța odată realizată, după cum doriți dumneavoastră, fie puteți atașa o bucățică de fir metalic într-o mărgeluță sus, fie firul transparent, care vă va ajuta să puneți steluța în bradul împodobit. Voi intra aici într-o primă mărgeluță. Cu atenție, pentru că deja locul este ocupat de fir. Dacă nu reușim așa, încercăm din această altă direcție. Important este să ieșim așa, uitați-vă. Vom face același lucru cu capetele, le vom răsuci cu atenție, felul acesta. Astfel am dat curs și dorințelor doamnelor care au întrebat dacă voi face ceva tutoriale cu mărgele pentru bradul de Crăciun. Sper să vă placă. Voi introduce aici înăuntru, în modul în care să nu se vadă acel nod. Și uitați-vă, am realizat steluța. Este gata de pus în brăduț. Acum, cine dorește, poate decora aici în mijloc cu fondiță, ceva cu... Dar eu cred că așa simple sunt foarte atrăgătoare. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Sper să lăsați un comentariu, un like și să mă urmăriți în continuare cu plăcere. Eu vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordați, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă doresc o zi de luni frumoasă,
O zi de luni binecuvântată, o săptămână plină de bucurii, de realizări și, și așa cum spun tuturor fetelor din grupul meu, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni cu un nou tutorial. La revedere!